Manifestanții au cerut clasei politice cu acest prilej modificarea articolului 152 din Constituția României, în vederea acordării cetățenilor dreptul de a-și alege singuri forma de guvernământ. Organizatorii evenimentului susțin că statul republican nu a făcut decât să jefuiască resursele țării în ultimii 23 de ani. Marșul de astăzi este pentru începutul sfârșitului Republicii Toxice, impusă de tancurile sovietice și condusă astăzi de politicieni corupți. Dorim să redăm națiunii române dreptul de a-și alege liber forma de guvernământ. Cei prezenți la Marșul pentru susținerea monarhiei au cerut dreptul la alegere liberă a formei de guvernământ. Toată clasa noastră politică dovedește că nu este în stare să-și găsească niște repere morale și de care noi, toată societatea românească, avem nevoie. Cred că monarhia, prin ceea ce a dovedit în toată istoria ei de la 1866 până acum, se dovedește un astfel de reper moral. Pentru că înseamnă un set de valori, pentru că înseamnă demnitate și pentru că înlătură varianta asta a jucătorului președinte, care mai mult apare la televizor și face circ decât să vegheze la bunul mers al țării. Manifestația a avut și scopul de a aduce un omagiu regelui Mihai I, cu ocazia zilei sale de naștere din 25 octombrie și a zilei onomastice din 8 noiembrie, precum și celor 76 de oameni care au murit la 8 noiembrie 1945 la București, în cadrul primei manifestații anticomuniste din Europa de Est.